my friend. Bă, deci fii atent. De asta îmi place mie. Stai că nu prea te aud bine. Mamă, ce de mașină a pus ăsta aici, frate. Nicolas Cage de Etiopia. Mici bronzați. Auzi? Uite-mă, de asta îmi place. Îmi place mie ca omul să fie om, iar râma să fie râmă. Hai să-ți explic de ce. Da, este vorba despre GPS-ul meu care îl am aici pe mașină. Și mai rar întâlnesc oameni conform principiilor mele, dacă vrei. De ce? Hai să-ți explic care este treaba cu GPS-ul. Stai un pic. Păi de ce? A, am înțeles. Am înțeles, dar nu prea. Nu se putea și pe aici? Nu. Acum pot să mă duc, dacă mă eliberez aici, te rog. Mersi. No, bun, lasă-mă să-ți continui, te rog frumos, ideea care este treaba cu GPS-ul meu. Deși, atent, eu am comandat, m-am uitat eu pe net, zic, bă, îmi trebuie un GPS. Zic, bă, hai să fie și de aici, de prin Cluj, că zic, mă pregătesc să plec și zic, aia e. Am găsit pe OLX un anunț, am intrat, am văzut site-ul NaviHD.ro și zic, bă, hai să-mi caut de pe aici ceva, bă, dar zic, nu prea știu ce mi se potrivește, ce mi-ar trebui. Zic, bă, nu vreau să fie nici scump, nici ieftin. Și zic, am sunat, știi, zic, salut, salut, mai ai GPS-uri? Zice, mai am. Ești din Cluj? Îți din Cluj. Și eu la fel, municipiul Cluj-Napoca. Zic, perfect, bă, pun aici. Și zic, uite ce este, zic, eu fac mai mult Ungaria. Și zic, pe aici prin țară, mi-ar trebui un GPS nici prea scump, nici prea ieftin. Bine, zice, hai că am unul la, nu mai știu cât a fost ăsta, mă, 500, 400, nu mai știu, mă, sincer îți spun că nu mai știu. Și m-am întâlnit cu, zic, poți să mi-l dai astăzi? Da, mă, zice, cum să nu? Zic, unde să vin? Acolo, pac, m-am urcat în mașină, m-am dus acolo, am ajuns acolo. Și m-am întâlnit cu persoana respectivă. Și zic că nu, zice, asta este GPS-ul, l-am luat la așa. Și zice, uite, dacă mai recomand și altora, zice, poți să primești 1% din vânzare, mi-a zis el, știi? Și zic că, ca și paranteză, dacă vrei, și poți să te uiți pe canalul meu și o să cauți acolo GPS NaviHD.ro. Și acolo explic exact despre ce este vorba, adică în ideea că nu-ți ascund nimica, într-adevăr încasezi niște bănuți dacă tu spui că ai văzut GPS-ul ăsta pe canalul meu de YouTube sau pe TikTok-ul meu. Eu consider că e cel mai ok să fiu transparent cu tine, nu am de ce să te mint. Și zic, băi, zic, uite cum facem. Zic că lasă-mă un pic să-l testez. Da, Adi. Nu, frate, nu, mulțumesc. Că mă opresc mai încolo. Și te oprește aici? Am înțeles. Aha. Am înțeles. No, bine atunci, mulțumesc oricum. Pa. Și zic, bă, zic, lasă-mă să folosesc, zic, GPS-ul ăsta, să văd eu exact despre ce este vorba. Și zic că vedem după aia. L-am folosit eu pe aici, pe țară, că eu asta știu, că pe țară mai toate GPS-urile sunt un pic deblocate, ca să zic așa. Era unul, am avut unul, nu știu, dar probabil știi dacă mi urmărești canalul. Bă, ață mă ducea pe câmp, zice, pe aici, Valentin, zic, bă, dar nu e drum, pe aici mergem, bă, ești nebun, lasă-mă în pace, în sfârșit. Ăsta măcar l-am testat, a mers foarte bine și în Germania, în Cehia, peste tot, e relevant. Pentru mine, în punct, ca să zic așa, în principal punct, îmi trebuia să meargă foarte bine pe țară, frate. Să nu mă bage naibii aiurea cum mă băga amețitul ăla la alt. Și l-am luat, l-am testat la Iași, la astea, zic, bă, hai că e ok, zic, hai să încercăm. Și m-am făcut o mică promovare. Omul a văzut și a zis, zice, bă, zice, uite, eu vreau să... Ce dracu să auzim așa? A făcut ăla pană. Da. Tuf, tuf, așa s-a auzit. Și... zic că l-am testat, e ok, am făcut promovarea și zic, bă, uite, eu sunt mulțumit de GPS-ul ăsta. Zic, o să îți pun un clip și l-am pus clipul, i-am arătat. Și zice, bă, zice, nu mă așteptam să faci atât de mult. Și mi-a trimis bănuții înapoi. Nu, mă, zic, hai că e bine. Op, op, op. Și mi-a zis, zice, bă, Vali, zice, care zice de tine, de spiv sau că a văzut pe YouTube și astea. Zice, eu îți trimit în cont bănuții, știi? Și zic, bă, zic, așa o fi. Ha, am trecut peste. La vreo câteva zile îmi zice, bă, s-a făcut o vânzare. Cineva a amintit de canalul tău, zice, uite-ți bănuții. Nu, mă, zic, mulțumesc. O mai trecut ceva, bă, zice, s-a mai făcut o vânzare, uite-ți bănuții. Nu, mă, zic, foarte tare, frate. Bă, și de asta eu apreciez. Nu e vorba de valoare. Ideea care este? Nu te gândi. Noi tot timpul gândim, bă, bani, bani, bani. Nu e vorba despre asta, frate, e altceva aici. Deci eu pot să câștig 2 lei la tranzacția asta sau pot să câștig 100.000 de lei. Nu e vorba de bani, frate, aici. E vorba de om, de caracter. Despre asta este vorba, ceea ce foarte greu mai găsești în ziua de astăzi. Foarte greu. Deci nu știu, un om care să aibă principii sănătoase, nene. La fel ca ale mele. Nu te mint. E bun GPS-ul, funcționează bine și pe România și pe extern. Cu siguranță că sunt altele mai bune, nu contest chestia asta. Cu siguranță că sunt și altele mai slabe, dar mie mi se potrivește perfect pentru ceea ce fac. Mai ales că acum sunt pe camion, frate, și nu mai sunt pe 3 jumate. Să pot să mă întorc, să mă sucesc, să mă bag pe unde vreau eu. Am mers și aici la București, nu mai știam exact care cum e drumul. M-a dus perfect, exact pe unde trebuie, frate. Și chestia asta mi-a plăcut. E, eu despre asta vreau să-ți povestesc. Nene, foarte rar în ziua de astăzi mai găsești oameni care au coloană vertebrală. Foarte rar. Foarte, foarte rar. Și de asta îmi place să lucrez cu oamenii care sunt, cum să zic, la locul lor, frate, liniștiți. Și mie îmi plac oamenii ăștia care când au zis ceva, asta au și făcut, știi? Că el putea să-mi trimite o dată de 2 ori și să zică, bă, nu s-a mai făcut vânzări, nu știu ce. Nu, frate, omul e super cinstit. Timp de o săptămână sau mai bine de o săptămână nu o cumpăra nimeni. Ideea care este? Fluxul a crescut, dar el a zis, zice, Vali, eu nu am de unde să știu cine și de unde vine pe site, știi? Zic, bă, e perfect de acord. Și eu de asta îți spun ție, dacă tu spui numele meu acolo, eu încasez ceva. Dacă tu nu spui numele meu, eu nu încasez nimica. Dar tu poți să intri fără să spui numele meu, nu e niciun fel de problemă, pe NaviHD.ro și te uiți acolo la GPS-ul. Dacă nu știi care îți trebuie, nu te grăbi. Sună-l pe om și spune, bă, uite, eu merg cu 3 jumatele, merg, trebuie GPS-ul să mă duc de aici dincolo. Ce GPS îmi recomanzi? Și omul o să-ți spună. Asta e cel mai ok și cel mai fair play, frate, din punctul meu de vedere. Nu știu, așa sunt construit, vreau să-i mulțumesc bunicii mele pe calea asta, nu se uita la vloguri, dar e important să mulțumim. Pentru că am prins câteva principii foarte sănătoase de acasă și în momentul când a venit anturajul, am fost un pic luat de anturaj și după aia m-am oprit și m-am gândit. Zic, bă, ce-o zis bună mea? Să fac aia și aia. Și ce să nu fac? Aia-l-altă. Ok, merg așa mai bine, că mi-a fost bine până acum. Și am mers pe principiile sănătoase ale bunicilor mei, frate. Și sunt foarte mulțumit. Da.